Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Nu vă ascund faptul că noi am continuat discuția aici în studioul Campus TV, pentru că atunci rar ne întâlnim eu și Maria, dar atunci când ne întâlnim nu prea ne mai oprește nimeni. Aș vrea în primul rând să citesc mesajele venite din partea dumneavoastră, după care vom continua discuția. Doamna Ioniță este pentru noi director, mamă, soră. Ea face parte din sufletele noastre. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți pentru noi, stimată doamnă, spune un alt telespectator. Mă bucur că mesajele venite din partea telespectatorilor sunt de felicitare. Felicităm echipa de la Centrul de Bătrâni, care are grijă de noi, bătrânii de aici, din centru, spune un alt telespectator. Mesajele astea arată că, într-adevăr, atmosfera de acolo este cea pe care noi o găsim de fiecare dată, pentru că altfel, până la urmă, nu te obligă nimeni să scrii un mesaj și să-l trimiți. Vă felicităm că vorbiți în această seară despre Centrul de Bătrâni. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți pentru noi, bătrânii, doamna Maria, spune un alt telespectator. Bună seara! Vă doresc multă sănătate, stimată doamnă, și vă doresc mulți ani să fiți în fruntea Centrului de Bătrâni, spune un alt telespectator. Doamne ajută! Felicitări, frumoasă emisiune. Mulțumim tare mult pentru mesajele pe care ni le transmiteți, pentru gândurile frumoase care, vă mărturisesc, doamnelor și domnilor, și o să vedeți îndată, au emoționat-o foarte tare pe Maria. Aș vrea să continuăm, Maria, discuția de acolo de unde rămăsesem, de la ce ar trebui. La nivel național am înțeles ce s-ar care dori, care ar fi prioritățile. Vreau să-mi spui ce ar trebui, din punctul tău de vedere, de manager, da? Al unei instituții de asistență socială. Unei astfel de instituții. Ce ar trebui dezvoltat urgent la nivelul municipiului Buzău pentru ca o să fiu primăria subiectivă. Asta este, ne asumăm. O să reiau că pentru ca primăria să nu mai plătească atât de mulți bani, dar pentru ca persoanele aflate la nevoie să beneficieze de tot ce e mai bun. Da, e un subiect vast, un subiect la care cu siguranță noua administrație se gândește și are deja un plan în această direcție. Eu nu pot decât să-mi dau o părere avizată în urma expertizei pe care o am de 11 ani în asistență socială și mai mult decât atât în managementul serviciilor de asistență socială. Așa cum spuneam, despre acest proiect ezit să vorbesc acum pentru că nu sunt delegată să fac lucrul ăsta. O viziune am, dar nu sunt autorizată să emit eu astfel de păreri acum. Cu siguranță există o echipă care are în vedere și va implementa acest proiect. Să ne întoarcem și să spunem că spuneam că sunt subiectivă. Bineînțeles că eu cred că trebuie dezvoltate întâi de toate serviciile actuale. Trebuie dezvoltată capacitatea rezidențială a complexului pentru vârstnici, pentru că permanent avem liste de așteptare, chiar dacă pe piață au apărut și alți furnizori. Trebuie dezvoltată componenta de îngrijire la domiciliu, în speță componenta îngrijirilor de bază, că dacă în sistemul de îngrijiri medicale spuneam că sunt mai mulți furnizori, o problemă reală o au vârstnicii în componenta de îngrijire de bază. Și chiar și acolo, având personal foarte puțin și noi, vă dați seama că folosim personalul, același personal pe care îl avem și în cămin, bine, lucrează în tură și nu e de înțeles. Nu putem satisface nevoile reale. Ar avea nevoie de un număr de ore mai mare, ar avea nevoie de o frecvență mai mare în săptămână. Sunt multe cazuri pe care nici noi nu le putem acoperi, afară de cele pe care le avem înregistrate și pe care le avem în evidență. Așadar, subiectivitatea mea constă în sublinierea faptului că trebuie dezvoltate serviciile pe care le avem acum și nu întâmplător cele pe care eu încă le conduc. Vorbeam mai devreme de centrele de zi pentru adultul cu handicap, nu avem nimic
nimic. Corect. Dacă pentru copii sunt, pentru adultul cu handicap nu este nimic. Și să ne gândim că oricât de drag ne-ar fi membrul din familie cu dizabilitate, responsabilitatea pe care o avem față de el, eu însă mi-am în familie un copil cu dizabilitate și sunt autorizată să vorbesc despre asta, la un moment dat ori aparținătorul are nevoie de un moment de respiro, ori adultul cu handicap, am spus că am un copil, e deja adult copilul, Violeta, ori adultul are nevoie de socializare într-un mediu. Exact, care la asta mă gândeam, la un centru respiro pentru da. Că există pentru copii un centru respiro care a fost închis o bucată bună de vreme și a fost deschis atunci când am început să ne întrebăm noi ce, cum și în ce fel. Deci pentru adulți ar fi mare nevoie. Nu neapărat că ai nevoie de un moment de respiro, însă nimeni nu se am gândește... Am avut situații, la ce mă refer, să nuanțez puțin, am avut situații în care persoana vârstnică care apela la noi era atât de vârstnică încât avea copil persoană vârstnică. Și persoana vârstnică, aparținător, avea nevoie de investigație, avea nevoie de un respiro el ca să poată să meargă, să-și facă analize, să deplase. N-are ce să facă cu mama, cu tata sau cu copilul cu dizabilitate. Deci ideea este genială. Da. De asemenea, ar trebui gândit în viziunea mea un after school al primăriei care să aibă ca scop prevenirea abandonului școlar. Da? Mi se pare o idee de... Nu știu dacă e da, eu, poate nu m-am inspirat. Nu este, de nu, este care... nu este. De asemenea, în cadrul acelui așa after schools, ca poate fi ca alt obiectiv sau alt after school care să, pentru că avem o rată de abandon școlar foarte mare în rândul populației rome. Corect. Și pentru ei ar trebui făcut ceva în această direcție. Știm foarte clar cu toții că copiii romilor frecventează puțin sau deloc școala. Ei, ar trebui un centru, un after school care care să-i consilieze și pe ei și pe părinți. Da? În care să... De asemenea, centre de consiliere pentru femeile abuzate domestic, pentru mamele care sunt gonite miezul nopții, copii, pentru mamele gravide în situații speciale, de asemenea un centru de consiliere banal, un birou, nici măcar un centru, un birou de consiliere a cetățeanului pentru prestații sau servicii sociale în care să lămurească exact ce se mulează exact pe nevoile lui. Da, într-adevăr. Și idei, cred că ideile sunt geniale și, da. Și cred că nici n-ar însemna foarte mult ca și costuri. Serviciile întotdeauna reduc costurile în protecția socială. Adevăratele sume fabuloase care se cheltuie, care se distribuie în asistența socială sunt acelea în prestații, în beneficii. Maria, ai o experiență doar aici, la Cămin, de 11 ani. Crezi că poate face oricine asistență socială? Nu. Cred că asistența socială, ca și teatru, ca și activitate religioasă, ca și activitate didactică, ca și activitate medicală, nu poate face decât cine are vocație, chemare și har. Iar tu ai demonstrat, slavă Domnului, că beneficiezi de toate aceste aturi. Dumnezeu ți le-a dat pe toate ca să poți face viața acestor oameni mai bună. N-am cum să evit un subiect și anume faptul că la nivel local se pune problema unei comasări în ceea ce privește aceste centre care oferă servicii sociale, să spunem. Centru de zi, Căminul de Bătrâni și Direcția de Asistență Socială. Ideea, din ce a explicat domnul primar, ar fi de reducerea numărului de posturi de directori pentru a se aduna toate sub aceeași cupolă și așa mai departe. Nu te întreb cum vezi povestea asta, nu ți adresez altfel de întrebări, vreau însă să-mi spui un lucru și sincer te rog să-mi spui. Cum crezi că se vor desfășura aceste servicii și dacă beneficiarii vor mai putea să trimită mesaje nu, ca în seara asta. Nu, o să răspund la ce nu vrei să mă întrebi. Bun, te rog. Și anume că
Este perfect legal, așa cum funcționează lucrurile acum și cum au fost gândite și la începutul emisiunii, am explicat și cum și revin doar puțin asupra lor, spunând că n-au fost gândite în subordine. Domnul primar Toma s-a inspirat, așa cum îmi spunea și mie, din organigramele mai multor municipii sau județe. Adică acolo unde direcțiile de asistență au fost gândite inițial, toată sub o umbrelă. La noi, cred că n-a fost posibil, bănuiesc, este părere personală, să se facă acest lucru. De ce? Pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în momentul în care direcția de asistență socială s-a desprins din primărie, că era un serviciu, ce înseamnă s-a desprins? A căpătat autonomie și personalitate juridică. Da, s-a descentralizat. Practic, descentralizarea este un concept care are la bază reducerea costurilor. La un an de zile ne-a născut pe noi ca proiect și n-a gândit-o așa, n-a gândit-o direcția de asistență la doamna Docuscu, personalul de atunci din staff, l-au gândit. Legea spune în felul următor, și legea asistenței sociale, legea cadru și legea specifică a căminelor pentru vârstnici spune că instituțiile, serviciile pot funcționa legal cu sau fără personalitate juridică. Adică nu avem variantă bună și variantă proastă. Sunt două viziuni diferite. Faptul că la noi au fost cu autonomie, a fost alegerea administrației la acel moment, faptul că în alte județe sau în alte municipii au fost gândite sub tutela direcției de asistență, a fost altă viziune, altă abordare. Ideea de a pune acum în subordinea direcției de asistență socială serviciile este legală și perfect legitimă. Cu un amendament trebuie creată o structură, și anume direcția de asistență socială a municipiului la acest moment furnizează prestațiile sociale, atât. Deci nu are specialiști, nu are compartimente, nu are buget, nu are decât pentru a furniza prestațiile pe care cu toții le cunoaștem. Alocații, indemnizații, venituri, ajutoare de tot felul. Ca să poți să preiei serviciile, trebuie să creezi o structură, o direcție mare în care să ai compartimente specializate, pentru că banii publici din prestații au un traseu și sunt administrați după legi specifice. Banii publici din servicii sunt administrați prin legi speciale cu totul diferite. Și atunci, ca să le poți pune pe toate sub umbrelă, este perfect legal, perfect legitim, este o nouă abordare, dar ea nu se poate face decât cu crearea unei noi structuri, capacitate să preia serviciile. În această nouă structură de bază va trebui să fie compartimentul financiar contabil cu compartiment specializat de achiziții publice, da? Și compartiment de acreditare a serviciilor, pentru că fără acreditare și licențiere, conform normelor în vigoare, serviciile nu mai pot funcționa. Sunt sigură că la tot acest plan de management domnul primar s-a gândit, îl are în vedere. Mi-am oferit și personal, îmi ofer și cu această ocazie sprijinul doar în baza expertizei pe care o am în managementul serviciilor de 11 ani, în a face să iasă cât mai aproape de un proiect de succes. Deci nu se pune în discuție că o variantă e bună și o variantă e mai puțin bună. Amândouă variantele sunt perfect legale, amândouă variantele sunt propuse de lege, amândouă variantele sunt legitime. Ideea este doar de abordare, de viziune. Cât despre reducerea costurilor, nu putem face din asta un subiect și nu ne putem gândi că reducem costurile sau, mă rog, e o discuție probabil asupra căreia nu trebuie să insistăm. Da, eu sunt ferm convinsă că prezența ta într-o echipă care să gândească strict în interesul persoanelor care au nevoie n-ar face decât bine comunității noastre, așa că sunt convinsă că, eu știu, conducerea primăriei, echipa și care este alături de primar, da, te va alege și te va așeza acolo, pentru că avem nevoie de părerea vizată, pentru că de asta te-am și întrebat. Poate face oricine? Știam că nu, dar vreau să-mi confirme cineva lucrul ăsta. Plan de management poate face oricine cu viziune în management. Tu m-ai întrebat dacă asistență socială. Exact. Asistență socială poate face cine are vocație să facă asistență socială.
Da. Bună seara, ne spune cineva. În legătură cu centrul Respiro. Da, din păcate spune că este mai mult închis. Este vorba despre centrul Respiro din Micro 14. Am mai discutat cu el. E mai rău că acele dosare făcute pe un an expiră și copilul mai stă acasă o perioadă până la aprobarea altui dosar. Ne vom interesa din nou și vom vedea care este situația acelui centru Respiro. În acest moment, la Căminul de Bătrâni, vreau să știu câți beneficiari mai sunt și care este alocația sau cum se contribuție, da. Așa, pentru că e o discuție așa. Înțeleg că timpul alocat emisiunii este dublu decât cel... Timpul alocat emisiunii se apropie cu pași foarte repede de final. Pentru că întrebările pe care le pui necesită răspunsuri complexe și o să încerc să fiu cât mai succintă. Care a fost prima întrebare? La Căminul de Bătrâni, în urma tuturor reglementărilor legislative, am încercat să mă adaptez permanent reglementărilor în vigoare. Avem 40 de locuri. El a funcționat o vreme și la o capacitate, a fost creat pentru capacitate de 25 de paturi, datorită nevoilor sociale în permanentă creștere și mai ales într-o perioadă în care nu aveam concurenți, nu aveam, impropriu spus, concurenți, nu erau alte servicii rezidențiale dezvoltate, listele de așteptare erau fabuloase, treceau de 100 de persoane în listă și atunci am forțat puțin standardul de calitate propus de lege și anume numărul de locuri și l-am dus la cât era practic geometric posibil de poziționat în cameră și ajunsesem la 50. După ultimele reorientări, reorganizări, readaptări, avem un număr maxim de 40 de locuri. Listă de așteptare avem și acum, listă de așteptare este permanent, știm clar că vacantarea locurilor se face doar pe cale naturală. Atunci când îmi place să o spun de 11 ani, Sfântul Petru vine și face invitații. Despre costuri, pe repede înainte. Aici nu-i foarte îmbucurător ce am să spun, pentru că de la 1 ianuarie 2016 contribuția de întreținere pentru un vârstnic în căminele de stat, s-a modificat. I-a ajuns una realmente fabuloasă. Și cum anume? Dacă noi aveam reglementată până anul trecut prin hotărâre de Consiliul Local, aveam un cuantum maxim, legea spunea că e 60% din venit, diferența până la concurența valorii cât stabilisem noi era 786, era suportabil pentru oricine. Mai nou, legea vine și spune așa, costul mediu de întreținere al unui vârstnic trebuie să respecte costul minim de întreținere pe țară stabilit de 1900. 1900 înseamnă 1900, o sumă fabuloasă. Și atunci, cum atingem acești 1900? Sunt niște criterii. Legea este atât de nedreaptă încât nu interesează de, zice doar cine are venit pe membru de familie mai mult decât venitul minim net pe țară acela. Și atunci ce am zis? Este total nedrept. Hai să vedem cum putem să facem, să ajutăm puțin. Și am propus Consiliului Local la vremea respectivă o grilă, pentru că diferența până la concurența valorii, asistatului se ia 60% din venit conform legii. Diferența până la concurența valorii integrale acestei contribuții cade în sarcina altor persoane, și anume aparținătorilor legali. După litera legii, cine are peste 782 sau cât era la momentul respectiv, cred că s-a mărit între timp, trebuia să plătească până la concurența valorii totale. Adică dacă bunicul avea 450 de lei, legea spune să oprim 60%, da? Da. Din 400 și diferența până la concurența valorii integrală plătește aparținătorul. Ceea ce mi-a fost greu să tolerez, ca lucrez totuși într-o instituție care e datoare să protejeze, da? Și aparținătorul, nu doar, da. Da. Și atunci ce am făcut? Am propus Consiliului Local spre aprobare o grilă prin care am zis noi așa, pentru că legea permite acest lucru. Persoanele care au între venitul minim pe membru de familie, între venitul minim aprobat pe țară și 1000 de lei să plătească 30% din această valoare, persoanele care au între 1000 și 1 leu și 1500 de lei să plătească 60% din valoare, cele care au între 1500 și 2000 80% și
cei care au peste 2000 de lei pe membru de familie să plătească integral. Pentru că am avut situații cu adevărat dramatice și de cazul respectiv am amintit mai devreme, când aparținătorul era foarte vârstnic și foarte bolnav, depășea cu un leu, depășea venitul, pe membru de familie era doar el, atât. Corect. Și avea 872, nu și unul cât era. Și trebuia să plătească până la 1900. Norme de aplicare legea nu are încă. Și atunci, având lovindu-ne de aceste, era chiar și de aceste situații inedite, am propus această grilă spre aprobarea Consiliului Local. Era chiar și la momentul în care ne acreditam. Acreditarea se face la fiecare 4 ani și chiar am cerut atunci consultanță în această problemă forului de control și anume Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială. Și ați găsit o soluție și în cazul Și am găsit asta. Această soluție care cred eu că vine în întâmpinarea aparținătorilor, pentru că dacă până acum legea lua în calcul, punea în calcul și alte obligații pe care aparținătorul le poate avea, de data asta nu mai interesează. Dacă pe membru de familie mai mult decât atât, este obligat la plată. Mă așteptam la o reziliere de contracte în masă după punerea în aplicare a legislației. N-a fost așa, pentru că într-adevăr, trecerea a fost bruscă, mare, de la aproape dublu la nivel de contribuție, însă oamenii când și-au făcut calculul care este, ce vorbeam mai devreme, costul real de întreținere al unui vârstnic dependent acasă, le-a ieșit mai mult sau egal cu contribuția de întreținere. Și e mult mai liniștitor pentru tine ca aparținător într-un cadru specializat, să știi da. Că este într-un cadru specializat, că nu îi se poate întâmpla nimic rău, că dacă îi se face rău este cineva acolo specializat, adică mai potrivit decât tine să-i ofere primul ajutor și atunci stai și te scotocești că până la urmă asta este. Mai am un mesaj din partea unui telespectator: sănătate, bucurii și fericirea acestui suflet imens. Semnează domnul Marin Ivașcu. Mulțumesc, a fost emoționant. Mă așteptam să și venisem așa de zen încât să nu mă emoționez, să nu plâng deloc, dar întotdeauna plânsul este de emoție. Întotdeauna mi se întâmplă să și lăcrimez în emisiunile tale. Eu Maria, și lucruri de vorbit ar mai fi fost foarte multe. Vreau să te felicit pentru ceea ce ai reușit să faci în cei 11 ani. Vreau să-ți doresc putere multă în ceea ce ai de făcut de acum încolo. În ceea ce privește reorganizarea și reașezarea la nivel local, vom vedea ce se va mai întâmpla, cum se vor așeza lucrurile. Este bine de știut faptul că o mână întinsă și un umăr va exista întotdeauna la tine atâta vreme cât ți se va cere și cât ți se va solicita opinia. Din suflet, din partea mea ca jurnalist, din partea mea ca om, te felicit pentru tot ce ai reușit să faci până acum și pentru faptul că ai demonstrat că tu ești doar Maria. Te felicit. Mulțumesc pentru cuvintele tale de încredere și pentru suportul pe care mi-l oferi de fiecare dată și de data asta public. Cu mare drag întotdeauna. Îți mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici, punem punct emisiunii noastre, ne revedem mâine seară. Până atunci, toate cele bune, o seară cât mai plăcută vă doresc.